până e 1 aprilie, duminică, o așteptăm pe Tina, aici, Nicoleta. Te place cum se uită fata asta la mine? N-ai treabă cu ea. Și apoi mergem acasă și trebuie să spargem oul de Paști. A venit fetele, uite pe Teo! Și uite pe Tina! Mergem acasă și spargem oul de Paști. Ne abia aștept. Asta e oul. I'm writing songs for you, then I began to feel what I feared most. That's being all alone, never finding love this close. Hey shorty, I've been thinking, so deep these feels are sinking. Maybe we could rekindle this flame, I'm burning for you. But don't play me, I'm not faking. These walls once held, they're shaking. I need you now, I'm craving. Please tell me you're still down for this. Tell me that you're down for this. You fell into my heart like a deep abyss. I can't begin to stress about the time we've met since you've been gone. Baby, it's been... Hello darkness, my old friend. Iada, nici măcar nu e cu negru. O să o spun. Bună ziua, azi e... Uleu, ce vânt e? Azi e mult vânt. Nu. Stai. Stai că vine mașina. Azi e... Stai. E luni, atâta știu. Oricum o să vedeți pe ecran. Voiam să vă zic, foarte mulți mi-au spus că să nu mai fac vlogurile astea, pentru că nu fac nimic interesant și că merg ca retardata pe stradă și vorbesc cu o cameră. Mă, nu știu dacă să continui weekly vlogul ăsta sau nu, dar o să mă gândesc. Pentru că nu mi-a picat bine când mi-au spus acei oameni. Așa că, vedem ce facem. Și azi ne-am gândit, filmăm ultimele părți din acel videoclip pe care trebuie să-l pun și la care muncesc destul de mult. Și sper să vă placă, o să fie postat miercuri. Așa că să fiți pe fază. E retardat. Filmăm videoclipul pe care vreau să-l filmez, vrem să-l filmăm. Am venit într-un loc undeva la periferia orașului, eu l-am căutat pe net, că e frumos, toate alea. Dar mică ne pierdem iar. Chiar suntem la periferia orașului, aici sunt numai case, chestii. Și e un frig. Și i-am blugi rupți. Poftiți. Doar iară, săraca, ce aia aici. Pentru că trebuie să filmăm. Tarif parcare 2 lei. Sau 20 de alegi tu. Am găsit locația asta pe net. Și zice că e un lac aici. Este un lac, adică așa zice pe net, da. Dar, na, este un lac. Pe net părea mai mare. Da, pe net părea mai mare. Părea ceva mai artistic. Am terminat filmarea. E un frig de leșin. Adică, neapărat că e frig. E vântul ăsta care e super nașpa. Și efectiv încurc ochii. Curge nasul, pentru că trebuie să ne dăm și gecile jos ca să filmăm. Dar măcar acum a apărut soarele și acum mergem la cursuri. Cam atât. Și mă filmez iar singură. E bună. Stați că o să mor. Am zis că mor. Aoleu, mă strig asta. Aoleu, mă strig asta, moare. Ce vrei, mă? Asta baleg aici. Mai spală. Și părul meu stă așa, da, ce avem noi aici, vilă. Vorbește iar. Când vii din Tecuci la... Pardon că Tecuciu lux, unde stă ea? Încă vorbește singur și mă strângă. Trebuie că-i căsuță aia din copac, așa-mi doresc. All of nature wild and free, this is where I long to be. Like slap bonita, and when the summer played. Bună ziua, azi e marți. Marți. Da. Și mergem acum să ne luăm, să-mi iau bilet de tren, că merg în Tecuci. Și apoi nu știu ce facem. A, avem laborator de la 4 până la 9. Chestii de astea dubioase. Nimic interesant nu se întâmplă azi. Și...
vă zic că m-am certat cu un hater. Am avut primul meu hate. Bine, noi nu ne certam cu el. Dacă se uită la acest videoclip, noi vrem să spunem că nu ne certam cu tine. Ok, ne crezi retardate sau proaste sau cum ne crezi tu, că mergem și mergem și vorbim pe stradă și bla bla bla. Dar noi, în fiecare videoclip, mai ales în cel în care ai comentat jos, am mers la spital, am făcut practică. Și am salvat vieți. Da? Wow! Nu, asta e ideea, că chiar și de fiecare dată. Auzi, bă, băiatule. Și mergem la gară. Și uitați-vă pe fata asta cum este. Nu ne pasă, pe bune, chiar nu ne pasă că dați-mi un comentariu nașpa și eu m-am luat de el. Gata, stop. Și uitați-vă cum este îmbrăcată. Hai. Au. Și eu sunt mai pe băiat așa. Ei, băiatul relația. Da, am vrea să facem un videoclip cu 40 de minciuni, ba nu 40. Oh. 20 de minciuni spuse de fete. Vrem să facem 20 de minciuni spuse de fete. Nu știm încă când o să filmăm, dar ce știu eu? Și mie, doamne, deci mi-au foame, n-am mâncat nimic, e ora 2. Și nu știu, cred că o să-l facem săptămâna asta. Și am o surpriză pentru voi săptămâna viitoare. Stați că eu am uitat ceva. Deci, cred că s-a auzit în Brașul de incidentul ăla cu omul la bătrân. Aia doi... S-au dat la noi întâi. Da! Adică am aflat abia azi că erau doi tipi cu care am vorbit într-un local și se dedau la noi și mai și vorbeau super dubios și se mai și uitau super insistent. Fată! E cu tremur, fată, trebuie să facem ceva aici. Deci am rămas șocată azi dimineața când am văzut că erau tipii aia doi și oricum foarte, foarte, foarte urât ce s-a întâmplat. Nu, adică... Și pe acolo mergeam noi mereu. Da, acolo mergeam noi ca să mergem într-un club în altul. Club în altul. Mergem la bibliotecă. Mai simt mai mult simt acum să părem. Să părem fete sociale. Da, mergem în club. Vedeți care suntem în casă toată ziua. E o iluzie optică, ne mergem pe o bandă și ce în spate. E un panou așa, știi? Da. Nu, dar pe bune, lucruri de să nu se fac. De obicei, dacă vă certați cu cineva, încercați să ajungeți la un compromis. Nu vă apucați să vă luptați între voi să... Pe bune, chiar îmi pare super rău, pentru că am văzut filmarea dinainte. Am văzut-o exact după o zi de ce, după ce s-a întâmplat și fără bluraje sau lucruri. Și efectiv aveam ochii în lacrimi, deci... Încercați când aveți o dispută cu cineva să ajungeți la un compromis, adică să fie ceva amiabil, nu vă luați la bătaie să fiți de genul, că nu e frumos. Întrebarea e noi cum coborăm. Ne-am întâlnit cu Cătălin, coleg de-a nostru, și ne-am gândit să facem... Subliniem coleg, da? Am gândit să găsim, să facem aia cu găsirea obiectelor, gen tequila style. Și acum ne așteptăm o prietenă. A, uite-o. Și ne apucăm acum să filmăm, trebuie să ne trimitem mesaje cu ce o să găsim și bla bla. De aici este nu știu ce protest cu jandarmi, cu... Nu-i protest, nu-i protest, nu. Da. Cum să fie protest? Dar vreau și eu să-i suflu lui ăla. Haide, spune-ne, spune-ne. Spune exact ce se întâmplă, dar sac. Avem în fața un jandar. Bună, bună ziua! E miercuri. Punct, aici mi s-a oprit. Ce facem azi? Acum mergem să scoatem niște foi la Xerox să ne scrie, să ne semneze pe prezența acolo la spital. Și apoi mergem să-și ia asta bilet că azi pleacă. Tina, hai să traversăm o petrecere ca oamenii aia educați. Și vreau să vă zic că probabil nu o să-mi iau laptopul în tecuș, dar o să filmez. Și editez toate vlogurile, o să le pun pe tabletă probabil și o să le pun între timp. Deci stați liniștiți, o să aveți videoclipuri. Da. Practic am terminat toată treaba, dar ghiciți ce, ne s-a făcut foame. Bă, deci, în orice videoclip mâncăm. E dubios. Oricum,
Mi s-a făcut foame și mergem să ne luăm niște cartofi și apoi mâncăm niște înghețată că n-aie pentru silueta, pentru la burtica. Eu zic că e încolo și că tu ești proastă. Eu zic că e încolo și dacă e încolo, îmi dai 2 lei. Adică nu, mi-ai tu cartofi. Și așa l-am amândouă aceeași părție. Știu, dar gen plătești tu tot. Deci, am avut dreptate, cartofii sunt acolo. Și cineva a greșit. Am luat cartofi, am luat cartofi. Deci cartofii ăștia de la cartoferie, genial. Nu știu dacă în București este sau în alte părți, dar știu că la Brașov. Deci am plecat, trebuie să mergem acum, fugim după trenul ăla. Pentru că... Așa, și mergem să-l prindem trenul rapid, pentru că Tinuța pleacă și nici nu știu dacă să mai filmez, că v-am zis că o să las laptopul acasă și nu pot să editez. Deci probabil o să editez acest videoclip până astăzi. Să editez videoclipul ăsta în seara asta și o să pun pe tabletă și o să vedeți doar până azi. Pentru că n-am cu ce să editez dacă nu iau laptop. Și nu mai are material la când apar eu degeaba. A fost o surpriză și pentru mine. Scuzați, ea vine din Urlați, e departe, e străinătățuri. Eu am venit aici cu pașaport. Așa că ea nu știe bine limba română, adică na, nu. Așa că probabil aici o să închei vlogul, o să vă pup. Și o să vă pupe și Tina. Și o să ne vedem direct în Tecuci, pa! Pleacă Tina! Pa, Tina!